A fost o mare realizare, Mircea, pentru tine în familie de rapidiști în momentul când ai ajuns la Rapid? O, un, nu știu să... dacă un vis sau da. Nu, hai să-ți explic. Că la mine în familie, de exemplu, mama mea e olteancă. Mama mea a ținut cu Craiova până la moarte și ține până va intra în groapă. Că ea a crescut cu Craiova maximă acolo. Plus că ai jucat la trei echipe din zonă. Da, Extensiv, da. Caracal și Universitatea. Exact. Viața a făcut în așa fel încât să... Și mă bucur din tot sufletul că am putut să-i mulțumesc pe ambii părinți. Și pe mamă și pe tată. Da, 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 da. Deci pentru mine a fost cel mai frumos lucru că am jucat la Craiova, era mama super fericită și în momentul când am semnat cu Rapid era taică-mi super fericită. Da. Îți dai seama ce bucurie. Conflict în familie? Nu, niciodată. Nu. Deci ca, exact ca și mine, ca și el, părinții se bucurau oriunde eram. Dar în momentul când ajungi la echipa favorită, îți dai seama ce poate fi mai frumos. Ce bucurie mai mare poți să ai. Dar tu visai când erai la o echipă precum Craiova, tot așa, o echipă iubită, cu mulți suporteri și așa mai departe. Visai să vii, să ajungi la Rapid? Sau îți doreai în subconștient? Nu, îmi doream foarte mult și cred că, Luci, tu știi foarte bine, atunci, în perioada când m-am transferat eu la Rapid, ce discuții au fost... Cum am ajuns eu la Rapid, știi bine că n-ai emanea, Dumnezeu să-l ierte. Dar poți să povestești pentru cei care nu știu. A dormit o noapte cu banii sub pernă de banii de transfer. Deci a fost s-au făcut niște sacrificii de toate părțile. Eu domnul Manea a venit la Craiova și a așteptat acolo? Sau? Deci eu după ce am plecat de la Craiova, am avut ofertă și de la Steaua și de la Dinamo. Suporterii care îi știam și suporterii care îi cunosc de mic mi-au spus că eu n-am ce să caut la Dinamo, n-am ce să caut la Steaua, că locul meu e aici, că aici sunt acasă. Mă rog, nu am avut așa mari discuții cu Dinamo, am fost foarte aproape să merg la Dinamo pentru că erau discuții mult prea lungi între Copo și Mititelu. Între cluburi. Și eu mă judecam cu Craiova pentru niște bani. Nu puteam să mă antrenez nici cu Rapid, nici cu Craiova. Eram prins undeva. A fost o situație total neplăcută pentru mine. O să spun acum că suntem între noi rapidiști și chestia asta. N-am spus-o niciodată și niciodată nu m-am laudat cu chestia asta și n-am făcut caz din lucrul ăsta. S-a plătit o sumă de bani pentru mine, însă înțelegerea a fost pe o altă sumă mai mare pe care am acoperit-o eu din buzunarul meu. Deci tu, practic, diferența între ce a plătit Rapidul și ce solicita Mititelu, ai suportat-o tu din propriul buzunar. Da. Doar pentru a ajunge la Rapid. Exact, da. Mi-am dorit foarte mult. Am văzut bucuria tatălui meu când s-a pus problema să merg la Rapid și n-am mai contat. Deci tu practic ți-ai plătit ca în sclavie eliberarea, mi-așa îmi sună. Deci nu ai renunțat mult la niște bani, tu ai dat bani. Exact. Am și renunțat, am și dat, deci mai aveam de încasat niște bani. Deci ai renunțat la litigiul la care l-ai bani, plus că ai mai dat niște bani. Păi și tatăl tău, chiar ca rapidist, nu ți-ai zis, bă, băiatul, ești nebun? El n-a știut atunci toată situația. Exact. Dacă știi așa, tu aveai vânătăi pe toate. O sumă importantă, Mircea? Destul de importantă, da. De ordinul zecilor de mii de euro, destul probabil, de importantă, nu? Dar, ce să spun, n-am regretat nicio clipă. N-am regretat cu toate lucrurile care s-au întâmplat apoi, că eu am considerat că în anumite momente oamenii, nu suporterii, suporterii au fost tot timpul alături de mine, mă rog, o parte mare din ei, dar... Am avut și momente mai puțin plăcute, dar n-am regretat niciodată faptul că am semnat cu Rapid și că n-am mers în altă parte. Niciodată. Copos, un patron dificil, a interacționat cu el? Da. Fiind vorba și de bani și că ai pus diferența, cred că ai avut discuții. Da, și chiar în perioada aia când am avut discuții, așa ca să spun că nu se rezolvau ca să ajung la Rapid... O bună parte, tot timpul mă vedeam cu el și tot îl întrebam, ce ai făcut, ai mai vorbit cu Mititelu, nu știu ce, în fiecare zi, timp de, cred că o lună de zile ne-am văzut aproape zilnic.
Da, nu este un om dificil. Totul e, el să știi că e un om de cuvânt, un om când îți promite ceva, deci se ține de cuvânt, indiferent. Sunt acte, nu sunt acte, își ține promisiunea. Greu, îți promite greu, e un om care promite greu, dar în același timp când promite se ține de cuvânt, frate. 100%. Dar banii pe care i-ai dat din buzunar n-a avut niciun pic tendința să zică, lasă-mă că îi acopăr eu. Nu. Pentru dânsul probabil că nu era o sumă exorbitantă. Nu, nu, nu. Nu, n-am avut discuția asta. Eu știi cum da, a știu că poți că pui diferența? Da, da, da. A știut. Cred că știu, da, îți dai seama. Știi cum, am semnat contractul? Nu. I-aș dau repede o hârtie. Da. Pac, semnez că mă duc la antrenament. Păi și ai semnat aia, în alb, așa? Și după aia fă contractul, l-a făcut după aia, pe hârtia care a semnat-o. Deci știi? Tu, practic, ai semnat-o coală în alb, fă contractul da, și mă întorc. Mi-am dorit foarte mult să joc la Rapid și ți-am zis, cu toate că aveam oportunitatea și cel mai aproape atunci am fost de Dinamo. Poate și cu domnul Nețoiu, nu? Că era cu domnul cu Borcea pe la Dinamo. Da, exact. Chiar am avut niște discuții. Și pe bani, mai, și a dorit foarte mult bani mai bun ca la Rapid. Mult mai bun, da. Mult mai bun. Dar asta a fost. Așa m-a dus viața. Ți-am zis, nu regret niciun moment. A fost plăcerea vieții mele să joc la Rapid.